Păi se poate așa ceva, ia pe ce aia salariu? Eu n-am mai vrut nici să-i semnăm. Dumneavoastră mai sunteți sau nu președinte? Nu. Deci ați avut în februarie adunare. Și ce s-a întâmplat la adunare? La adunare s-a validat toată conducerea. Demisia. Și aveți demisii scrise, înregistrate, tot? Sunt sigur de... Nu știu când eu am făcut și toți am... Și comitetul și dumneavoastră ca președinte. Și v-ați dat demisiile. Le aveți aici înregistrate, scrise sau cum? În primul rând. Cine a scris procesul verbal la adunare? Procesul verbal l-a scris primul un cetățean și din de la blocul 27. Deci un locatar. Da, un locatar. Care a fost ales secretar. A terminat. Că a ieșit, a fost chemat urgent. A, și a scris altcineva? Da. Și... Și demisiile le aveți aici? Sigur că da, în registru. A, în registru. Sigur că da, da. Și în altă de cu ce dată v-ați dat demisia? Nici nu mai știu. Am dat de mult, doamne, ea a fost angajată cu 1 ianuarie. Ianuarie care? 2023. 2023 și atunci am venit și eu ca dracu că de tâmpit președinte. Da. Am zis că să le iau, am un salariu de 1 milion. Așa a fost asociația de la început sau s-a desprins dintr-o altă asociație? S-a desprins mai de mult, acum 30-40 de ani. A, deci era o asociație de sine stătătoare. Asociația 20 Brazdă. Da, da, da. Și, și de atunci, din iunie, de la 1 iunie, eu sunteți dumneavoastră președinte. Până când? Că au dat afară pe cea care era înainte și au angajat-o pe asta. Că aia are salariul mare. Aia a lucrat 12 ore, ca să vă dau... Asta eu, și cine a angajat-o? Președintele și comitetul dinaintea dumneavoastră? Sau dumneavoastră? Da. Păi eu nu. Eu am fost angajat odată cu ea. Deci cei dinaintea dumneavoastră. Atunci da, ați fost ales dumneavoastră. Da. Și ea, respectiva care a plecat, a lăsat toate datele pentru decât să le treacă la lista de plată. Dar totuși n-a apărut lista de plată pe mai, că trebuia să facă ea. Da, da. Că de obicei se pune cu o lună în urmă. A apărut după 3 luni de zile. Adică iunie, august, septembrie. Da. Luna, pentru luna mai. Pentru luna mai, da. Dacă, și acum a ajuns în decembrie. 2023. Da. Deci a continuat să pună listele, să... Decât, după decât care... Una în... singură a fost oarecum validată. Că ea, semnează cineva aceste liste? Președinte? Cenzor? A semnat odată cenzorul, aia de mai. Aveți exemple de asemenea liste? Păi, uite, lăsa-mi un copii aici. Știi că l-am de acasă. Ia uite pe asta. Nici nu m-am uitat pe ce lume. Nesemnată de nimeni, așa le-a pus, decât una singură a fost. Dar nici aia, că nu se, n-a trecut restanțierii. Deci la președinte nu semnează nimeni, la cenzor nu semnează nimeni să semnezi, și semnează, nu semnează administratorul. E făcut de ea, sigur. Când o pune, nu pune nici data, ca să nu se vadă. Și am făcut un sindrom nevrotic. De atunci am cerut, n-am mai... Și aici aveți demisia noastră sau cum? Da, sigur că da. Am imediat să caut în registru. În registru, doamne.